Ford B-Max Titanium. Soția mă obligă să cumpăr mașina deoarece îi place interiorul. A, și vei să te ajut eu să o conving să nu o cumperi că nu-ți place. Am înțeles, hai să vedem. 170.000 de kilometri, un litru turbo pe Ford B-Max ăsta. Sincer și foarte scurt la obiect, 4 de nu, exclus. Spune soției tale că o să îi trebuiască și un abonament la service. O nouă secțiune de verificări cu Car Vertical. Dacă vă interesează să verificați o mașină repejor, aveți link în descriere cu 15% reducere la un raport, respectiv puteți cumpăra două rapoarte cu o reducere de 33%, adică la un preț foarte bun. Dacă vreți să vă verific mașina gratuit, îmi puteți trimite seriile pe verificari@99vehicles.ro, iar eu aici verific mașini aleatoriu, în principiu cele care se nemțești, pentru că avem șanse mai mari să găsim ceva rezultate. Iar cele pe care mi le trimiteți voi cu OLX, raport, fraudă, poze, anunț de pe Autovit sau pe OLX sau până le găsiți voi, le voi prezenta cu cea mai mare plăcere. Așadar, hai să verificăm niște mașini. Ford Focus C-Max din 2013. Un Volvo S60 cumpărat deja, am cumpărat mașina deja la începutul anului 2021. Passat luat din Franța cu lovitură în față. Skoda Superb, 187.000 de kilometri, 6.800 de euro. Sună foarte samsăreală. Samsar din Italia. Opel Zafira din Italia cu posibil kilometri modificați. Ford Focus 1.6 benzină. Samsarul se jură că are kilometri reali. Bă, ce-mi plac textele astea. Nissan Qashqai suspect. Sunt curios ce zice Car Vertical de acesta 3.8P din 2005. Cam vechiuță, dar hai să vedem. B-Max Titanium. Avem și anunțul. Soția mă obligă să cumpăr mașina deoarece îi place interiorul. A, și vei să te ajut eu să o conving să nu o cumperi că nu-ți place. Am înțeles. Hai să vedem. 170.000 de kilometri, un litru turbo pe Ford B-Max ăsta, care pare destul de măricel. Sincer și foarte scurt la obiect, 4 de nu, exclus. Spune soției tale că o să îi trebuiască și un abonament la service. Lexus ES, o mașină care îmi place foarte mult, un Passat din Olanda. BMW seria 4, Megane 3 cu Bose din Olanda. Mai așteptăm serii, mai sunt unele pe care nu le-am verificat, dar deja a trecut ceva timp. Așteptăm noi serii proaspete, țepe proaspete. Studiați OLX-ul, netul, mai studiez și eu dacă nu studiați voi, și le iau aleatoriu. Renault Captur, cu niște accidente, 221.000 de kilometri. Doamna care mi-a trimis mașina, cât spunea că are? 360.000 de kilometri. Ok, și pe care vertical zice că are 221.000 când? Deci pare ok, 221.000 în 2019, da, deci ok. Passat cu accidente ăsta, GTE-ul. 180.000 de kilometri în 2021, deci aceiași kilometri, daune 500.500 de euro. Deci, kilometrii sunt reali, aparent. Daunele au fost mici, însă mie mașina personal, nu că nu-mi place, dar are ceva kilometri. Uite și poze cu mașina. Un raport absolut complet. Kilometraj desfășurat, daune, poze, tot ce-ți dorești. Arată bine, dacă a fost întreținută, vă urez succes. Ford C-Max, care are 173.000 kilometri în 2014. Audi A5 de la Bombardier sau care era ăsta, din Italia, 198.000 km și atât. Volvo S60 cumpărat anul ăsta din Belgia, adus în România, Belgia iar în țaca-paca. Eroare sau? Când au fost kilometrii ăștia băgați? Aproape un an și apoi după două luni. Kilometrajul ăsta penultimul a fost înregistrat în România. România, România, România. Nu, cred că este totuși o eroare. Da, eu totuși cred că este o eroare aici. A băgat cineva kilometri greșit. Aici sigur i-a băgat cineva greșit. Iar ăsta aici totuși cred că este o eroare. Deci dacă mașina are 125-140.000 km, cred că aia sunt, nu, cred că este o eroare. Iar daunele sunt ușoare. O zgârietură, o ușă, o șmecherie, iar pe spate o bară, un senzor, o chestie. Deci nu, e ok. Istoricul de preț... A fost 10.500, a fost 8.000,
a fost 8.000, deci ai cumpărat-o cu 8.000. Și mașina e asta. Nu, cred că este în regulă. Iar aici a avut 117.000 când a fost la vânzare în 2019. Apoi a fost la vânzare aici din nou și avea 125.000. Deci eu zic că aia sunt kilometri, nu cred că au fost umblat. Deci e ok, daunele sunt mici, iar la kilometraj este o eroare. Passat din Franța și apoi dus în Suedia și iar a venit prin Franța și apoi în Suedia și apoi în România și apoi în Franța. Deci s-a dus așa, Franța, Suedia, România, Franța, Suedia, România. Interesant, da. Așa, kilometraj 270.000 și ultima intrare este unde? În România. Bun. 270.000 și atât. Altceva n-avem. Deci avem kilometrajul și pe unde s-a plimbat, de unde ea. Avem apoi un Tiguan, 222.000 de kilometri, preț 8.000 de euro, fotografii. Așa ieftin e acum un Tiguan? Piele... Nu știu de ce, dar mașina asta nu mi-a plăcut niciodată. Nu știu de ce, dar niciodată nu mi-a plăcut mașina asta. Pare ok, doar că mie personal nu-mi place. Nu înseamnă că trebuie să nu le placă la toată lumea. Skoda Superb, accidente în Germania, 187.000 de kilometri, daune de 5.000-10.000 de euro. Sună cam mult, dar din câte am văzut în Germania sunt cam exagerate prețurile la daune, nu știu de ce. Am discutat cu cei de la leasing automobile care ziceau că pentru o daună care era complet reparabilă apărea daună de 10-15.000 de euro. Deci sunt anumite țări care probabil din cauza prețurilor la manoperă și ale pieselor foarte scumpe din reprezentanțe cred că exagerează un pic pe, adică probabil că dauna asta în România poate o faci cu 3-4.000 de euro, nu cu 10.000. Am observat și eu în ultima perioadă chestia asta, că de-aia studiem aplicația să învățăm și slăbiciunile, nu doar să ascultăm de ea. Opel Zafira din Italia, 15.000 de kilometri în 2016. Aha, atât? BMW-ul, seria 5, cu istoric din Belgia. Dacă a venit din Belgia în România după 2 luni și nu i-a umblat nimeni la kilometraj, înseamnă că e ok. 118.000 de kilometri, ăia sunt. Poze ceva? Avem și poze, fii atent, seria 5. 110.000 de kilometri în Belgia, extraordinar. Avem acte, tot ce vrei la ea. Interior de piele frumos. Ford Model S. Și istoric nu prea. Doar în 2009, 25.000 de kilometri. Păcat. Nissan Qashqai. 260.000 de kilometri, 2021, preț 6.000-6.000 la vânzare. Ce poze a făcut, bă, dar știe să facă poze. Frumos interiorul, adică piele, chestii socoteli, trapă panoramic, nu trapă, panoramic, încălzire în scaune, oglinzi pliabile, keyless access, nu e rău. Și asta costă 6.000 de euro. Mamă, ce spațiu ai în ea. Nu e rău. Interesant. Audi A3 cu accidente, adusă din Belgia și tu spuneai că are 300... Mamă, dar are ceva istoric. 306.000 de kilometri acum, deci este în regulă kilometrajul. Și a avut o daună în Belgia de 1.500-3.000 de euro, care 100% a fost reparabilă. Preț 3.400 de euro în aprilie anul ăsta, 1.9 TDI. Și arată așa. Bă, asta e mașina. Adică astea sunt defectele, astea sunt kilometri, ceea ce este ok. Așa, mai avem un Ford B-Max. Bă, dar niciuna cu kilometrajul șutit astăzi. Chiar așa ghinion să avem. Lexus, la fel, istoric. Kilometraj, chestii, socoteli. Daune n-avem, preț n-avem. 2.2 Ducat. Accidente la un Passat. 15.000 de euro daună. Interesant. Una un pic bubuită. A, kilometrajul parcă văd că e ăla din state care a trecut altceva. Deci, a fost obligată în Germania. A fost matriculată pe nu știu unde, în România. A avut daună. A avut întreținere în Germania. A avut daună, întreținere. A avut lucrări în Statele Unite. Cum a făcut? Cum s-a dus el din România în Statele Unite cu mașina și s-a întors înapoi? Doesn't make sense. Ok. Deci mașina asta teoretic a avut istoric doar în România. Nu știu ce apare aia în Statele Unite. Asta 100% este o eroare. E așa, fix un... O, știi tu, un semn de la oficien, știi? În mijloc. Daune.
asta e aceeași daună. Deci, truc, când sunt două daune consecutive a 8 și a 9 sau nu știu, la 3, uite, sunt. Asta e o estimare, apoi, probabil că, sau când s-a înregistrat dauna, după aia încă o estimare se face acolo un deviz și după aia, practic, asta e, asta e finalul. Când e în aceeași lună sau la o lună distanță, e aceeași daună, nu sunt, n-a avut 3 daune într-o lună. E una singură, că dacă vă uitați, sunt foarte, și foarte asemănătoare daunele, pagubele, adică unde a fost lovită. Deci asta este, practic, finalul. A fost lovită în față, dar a afectat și nu știu ce și a jurit și totuși în spate și a făcut-o. Asta e devizul complet. 15-20 de mii, asta e o daună. Apoi avem aici încă o daună, care era din nou, după cum se vede, la fel. Asta e foarte ușor reparabil. Asta a fost ceva mai serioasă. Apoi a avut una iară, 3.000-5.000. Asta e o pupătură la semafor, a tras unul în spate, l-a împins la din față. Tipic, sandwich. Apoi iar a avut una în față. Asta e aceeași, din nou. Deci a avut una, două, trei, patru, cinci daune. În realitate, nu au fost atâtea, au fost cinci daune. Cinci daune care, dacă le adunăm, sunt 34.000 de lei, daune de 7.000 de euro. Ce mașină asta? Am și uitat ce mașină e. Seria 4. La BMW oricum piesele sunt scumpe, deci kilometrajul e eroare, iar accidentele totuși, deși una, două au fost ceva mai serioase, reparabile, nu au ajuns la structura de rezistență. Și un Megane care nu ne spune mare lucru. 182.000 de kilometri și niște daune de 0.500 de lei. I-ați găiat unul și așa să o vopsească. Preț 5.900 de euro. Da, e ok. Skoda Octavia Lorin & Clement. Mă scuzați. 194.000 de kilometri, daune nu sunt și asta e mașina. Cam asta cu sesiunea de astăzi. Multe rapoarte utile, însă nimic wow, mega, mega fraudă țeap. Ceea ce e un lucru bun, într-un fel. E prost pentru mine că n-am nimic dramatic să prezint, dar e un lucru bun că sunt mașini ok pe care le-ați găsit voi să vi le verific în mare. Nu uitați că aveți mai jos link dacă vă interesează un raport car vertical sau mai multe cu reducere. Vă mulțumesc și ne vedem în următoarele episoade.